Veteranul de război, învățătorul Gheorghe Prunduș, a împlinit 100 de ani. S-a născut în urmă cu un secol, la 16 iulie 1920, în comuna Cășeiu, din județul Someș, actualul Cluj, absolvent al Școlii Normale de Învățători. În anul 1941 a fost încorporat în Batalionul 11, vânător de munte din Beiuș. Apoi s-a perfecționat la Centrul de Instrucție și Infanterie din Făgăraș. A plecat apoi pe front în Moldova. Împreună cu unitatea a participat la luptele de rezistență până la primirea Ordinului de Retragere. La 6 ianuarie 1945, în timpul luptelor din Munții Buc pentru eliberarea Ungariei și Ceoslovaciei, a fost rănit și spitalizat. Pentru curajul său a fost decorat cu Ordinul Coroana României cu spade și panglică de virtute militară clasa a doua cu frunze de stejar. În decursul anilor, pentru activitatea sa a fost avansat onorific până la gradul de colonel în retragere. În luna mai a aceluiași an s-a întors la Centrul de Instrucție și Infanterie din Făgăraș. După ce s-a sfârșit cel de-al doilea război mondial, Gheorghe Prunduș a fost decorat cu Ordinul Steaua Republicii clasa a 5-a și alte 4 medalii. A devenit apoi cadru didactic și și-a dedicat întreaga viață profesională copiilor din Făgăraș. Învățătorul s-a evidențiat permanent prin acțiuni sociale și prin promovarea patriotismului în rândul tinerilor. Pentru onoarea noastră a tuturor, zicând pe saclele morminte, puneți lacrime și flori spre adulce, mai dulce somnul miilor de luptători.